Până în prezent, 13 maternități din regiunea Nord-Est au fost dotate de Organizația Salvați Copiii România cu 193 de echipamente necesare supraviețuirii nou-născuților. Organizația a transmis că valoarea echipamentelor depășește 1,5 milioane de euro, iar printre maternitățile beneficiare s-au numărat și cele de la Câmpul Moldovenesc, Rădăuți și Fălticeni. Maternitatea din Fălticeni va primi și în acest an echipamente din partea Salvați Copiii. Potrivit organizației, datele definitive arată că în 3 județe din regiunea de Nord-Est, rata mortalității infantile s-a situat peste media națională. Neamț cu 8,2 la 1000 de copii născuți vii, Suceava cu 8,1 și Botoșani cu 6,3 la 1000. Cei care doresc să se implice pot trimite formularul de redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit către administrația financiară de care aparțin cu domiciliul, termen limită 25 mai 2023. Formularul precompletat cu datele organizației se poate descărca de pe salvaticopiii.ro/redirecționează.